Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon 4. Uite, îl cu Lamborghini cu ce se duce pe acolo. Și fii atent, frate, că am apărut din nou cu un video care o să-ți placă tare rău. Poate că e gameplay, poate tutorial, sau poate un show la care râzi demențial. Iar dacă tot te uiți, apasă și tu pe like și nu ne deranjezi dacă dai și un subscribe. Poate că ești distras și nu asculti ce spun, dar mai bine fii atent și game boom. Ei bine, astăzi ne vom juca cu această mașinuță. Un Renault, nu știu ce Renault este, un Renault Clio, sper, nu știu ce Renault este, este un Forza Edition această mașinuță. Va fi o mașină de 10. Vă spun așa pentru că este puțin cel mai special acest video. Ne vom duce cu ea puțin tel jumate de drum. Stați să vă arăt. Renault 5 Turbo Forza Edition este în S1, stock este mașina din 80. Hai să-i dăm să ne ducem. S-ar putea să-mi joc puțin telecam tare. Da. Uitați așa. Lăsăm pe 3. Îi dăm save. Ieșim. Ne ducem cam până la vreo 6 km. Să mai avem de făcut. Ne ducem cam vreo 2 km, să zicem, ne ducem cu ea stop. Să vedeți și voi cam ce ar fi de cap cu ei. E tracțiune spate, ploaie și eu cred că n-am niciun assist băgat, deși mi-apar FCR-ul, STM-ul și ABS-ul acolo, dar nu se simte că sunt activate. Ca și cum m-aș juca fără niciun sistem. Ar fi interesant, nu? Să o facem și estetic în acest episod. Cred că vom facem și estetic. Bun, ea se duce foarte bine, foarte bine. Luăm un tuning făcut pe internet. Nu-l facem noi de data asta. Vă arăt și vouă cum puteți proceda în caz că doriți să schimbați. Avem un clanson nou, este ăsta de oaie. Oițe power. Trag aici. Bun, îi dăm la cars, îi dăm la tunecar. Bun, și voi când dați backspace, eu sunt pe calculator, îi dați load setup. Și aveți aici o grămadă de setup-uri. Eu am aici, nu mai am favoritul. My tuner. Stai. Deci îl punem, mi-a loads 87.000. Da. Cam printre ultimii bănuți care mai avem noi. Bun, să vedem cum arată. Cam așa arată drăcia asta acum. Cam așa arată drăcia asta acum cu gențile astea și culoarea asta. Și cam așa sună. Mamă! De fapt e de la load. Nu putem să ne uităm în câte secunde luăm 100. Cel mai probabil 2, ceva. Deci avem aici, băieți, avem o mașină de clasa X, cum ar veni. De clasa 10. Mi se pare că nici Lamborghini nu a fost chiar așa cum este asta. Și apropo, nu uitați, aștine lui! Scuzați puțin de lagul, n-am mai jucat de mult jocurile astea, mi s-a făcut și mie dur. Bă, se conduce foarte bine acest Renault. Chiar foarte bine se conduce acum. Înainte nu se conducea deloc așa. Să mor eu de să conduce așa. O, n-a pot oricum știi încet. Așa. Bun, aici o luăm așa. Fain frumos. Bun. Bun, s-ar dus 4 minute din filmare pe drum. Păi, dar e frumos jocul ăsta. Chiar că l-am cu setări micuțe. E frumos jocul. Păcat că nu mă pot juca pe live. Asta mie cea dintre ciude. Că nu mă pot juca joculețul ăsta live.
Pentru că e bestial jocul ăsta să mă joc pe live-uri. Dar asta e, nu se poate, nu se poate. Facem episod. Bun. Hai să intrăm în photo mod. Îi dăm să reparăm. Bun. Acum mai facem tot speed-ul la mașină. Vedem cât prinde bestia asta de mașină. Și mai adică vom face top speed-ul până aici. Bun, bun. Hai. Să vedem. Am luat deja 200. Mamă, cum se aude în tunel. Maică. Mamă, câte puncte face. 320? Atâta? Pă bune? Credeam că duce mai mult mașinuța asta. Hai, mă. Numai 320? Really? Hai, mă. M-a făcut de rușine mașina asta. Ata la ea. Bun, hai că am ajuns și noi aici. Fain frumos. O, napătul. Am făcut puncte. Bun, ia să văd câte puncte am. Stați așa, am 4 puncte. Și un wheel spin și un mesaj cu un gift. Super wheel spin. Deci avem ceva wheel spin-uri de dat după cursă. Bun. S-a mort că nu mă lasă cu mașina asta. Ca custom events. Taiaș. Taiaș. Ne vedem acolo. Stai așa că ne vedem acolo. Să pune el cu noi, mă. Rang 45. O să ia. Ha. Cum dansa ăla. Numai cu mașini de astea. O să vedem dacă putem câștiga cursa cu mașina noastră de 10 aproape. După părerea mea, alte Renault-uri nici că am în garaj, dar cred că e cel mai cel de Renault care se împinge. Nu, e și Forza Edition. De ce e numărul ăsta meu așa negru? Dar mă gândesc, fiecare mașină e Forza Edition? Există varianta ei Forza Edition? Mi-ar place să am Forza Edition RS6-le. Mi-ar place la nebunie R6 Forza Edition. Am checkpoint mist? Da. Hai să ne concentrăm. Dar n-am frânat tot în curba aia. O, domnule. Asta e Fordolino? Fordolino. Hai să-i dăm cu jarge acum. Oh, i-am dat prea mult jarge. Stai în spate, boss! Stai în spate, boss!
Miroase meu rotoiu! Nu, 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 nu! Bă, dar de ce face jocul ăsta așa pentru? Știu că e de la Windows 3 să am SSD. Să mă joc cu jocul ăsta pe. Dar totuși! Lasă că banii care îi strângem după live facem calculatorul și calitatea blană. Dar momentan anul ăsta care bani strâng și de la peli 3 euro. Și nu pot să fac cam nimic la piesă de cărbolul. Uite cum îmi face pe aia. Știți? Acum nu mai are rost să bag banii în calitate. Eu mă mulțumesc și așa, îmi place, merge joc. Mă mulțumesc și așa. Dar după mine și după cei care mă joc eu, Alin și ceilalți, nu mai are rost să bag banii în calitate și în astea pentru YouTube până nu mai scot și eu ceva abonați. Adică, da. Când sunt Pro Racing Round 11. Pălărie epică. Pălărie epică. Hai să dăm super wheel spin-ul. Să vedem ce ne pică. Ce ne pică, ce ne pică. Să vedem ce ne pică. Ia, ia-o. Bam. Ce pică, ce pică, ce pică. Hai ziceți voi în comentarii ce pică. Avem două. X5M Dance și o bluză. Mai dăm unul! Ce ne pică, 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 hai, 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 hai! O mașină? Hai mă, popune, era ăla legendar sus, mă, era ăla legendar sus, mă! Camino... Camino... Ce mașină e asta, mă? Basca aia e interesantă. Interesant... clothing. N-am nevoie de haine. Ia, la wheel spin-ul ăsta. Ce avem? Mazda MX-5 2013. Interesant. Și așa n-aveam modelul ăsta de mașină. Bun, sper că v-a plăcut. Summer! E vară. Mai că câte puncte pot să pun la mașina asta? Brutul, ce aici? Bun. Sper că v-a plăcut acest episod. Eu cu siguranță am fost Amy. Car Collector. Ok. Și voi cu siguranță v-ați uitat la acest videoclip până acum. Și până data viitoare, sper că v-a plăcut și ne auzim mâine la 3 sau în seara asta live. Pa!